Jandarmii s-au aflat la datorie în toate zonele municipiului pe parcursul zilelor Severinului. În cele 4 zile de sărbătoare au fost înregistrate doar 5 incidente, care au vizat tulburarea ordinii și liniștii publice, iar acestea nu au fost grave. Valoarea sancțiunilor aplicate totalizează 2.800 de lei. Jandarmii edințeni au aplicat un număr de 5 amenzi contravenționale, valoarea acestora fiind în valoare de 2.800 lei. Ce au fost aplicate aceste sancțiuni? Aceste amenzi au fost aplicate pentru aducerea de cuvinte jignitoare, participarea la scandal care au dus la tulburarea ordinii și liniștii publice. Au existat incidente grave? Nu au existat incidente grave, dovadă fiind faptul că cetățenii au înțeles că comportându-se civilizat vor putea participa la aceste activități ale zilei Severinului în condiții bune. De sărbătoarea orașului, 30 de polițiști locali s-au aflat zilnic la datorie pentru asigurarea măsurilor de siguranță publică și fluidizarea traficului rutier. Aceștia au sancționat 4 comercianți care nu aveau autorizații, dar și mai mulți cercetori. Valoarea amenzilor aplicate se ridică la suma de 5.000 de lei. Pe perioada zilelor Severinului, poliția locală a participat cu peste 30 de polițiști locali zilnic pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică și pentru fluidizarea traficului rutier. În această perioadă, poliția locală a sancționat 4 comercianți care au desfășurat acte de comerț fără a deține abonament emis de către Primăria Drobeta Turnu Severin, cuantumul amenzilor fiind de 4.000 de lei. Totodată au fost sancționate fapte de cerșătorie și comercianții care au comercializat produse fără a deține acte de proveniență. Per total, cuantumul amenzilor s-a situat în jur de 5.000 de lei. Numărul contravențiilor înregistrate, dar și cuantumul amenzilor aplicate anul acesta de zilele Severinului sunt mai mici față de anul trecut, iar asta înseamnă că severinenii devin tot mai civilizați de la un an la altul și arată că știu să se distreze în adevăratul sens al cuvântului.